Aloha tuturor semințelor stelare și bine ați venit pe canalul meu, Realitatea Amos. Eu sunt Amos și astăzi vă prezint printr-un videoclip un articol intitulat Aneca de Temer. De ce a venit pe pământ, munca ei și mulțumirile unora dintre urmăritorii acestei dezvăluiri targetiene zvarniene. Aceste informații sunt date de Aneca de Temer, ființă extraterestră din rasa taigetiană, prin contact scris cu Gosia de la Agenția Cosmica și Robert de la Despehando Enigmas. Pentru acele persoane care nu crede existența extraterestrilor sau nu rezonează cu existența unui contact scris sau posibilitatea de corespondență prin internet și au rămas cu ideea de contact prin undă radio, care nu a existat niciodată, este o minciună a autorităților, îi sfătuiesc să treacă cu vederea sursa informației și să asculte decât informația în sine. Mulțumesc! Înainte de a începe cu articolul, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care îmi susțineți munca prin donații, prin abonarea la canalul Realitatea Amos, prin aprecieri și distribuirea ale videoclipurilor pe rețelele de socializare, prin comentarii, prin întrebări. Toate aceste acțiuni ale voastre face ca această informație să ajungă la cât mai mulți oameni asemeni nouă și pentru asta vă mulțumesc și vă sunt recunoscătoare. Fiecare acțiune din partea voastră este importantă. De asemenea, în descrierea videoclipului aveți un link către canalul de Telegram, unde și acolo pun aceste informații, dar și multe altele. Și foarte important, este să activați clopoțelul de notificări ale canalului de YouTube Realitatea Amos pentru a vă anunța când încarc o nouă informație. YouTube nu vă face altfel. Mulțumesc! Aceste fiind spuse, să începem cu articolul nostru de astăzi. Aneca de Temer. De ce a venit pe pământ, munca ei și mulțumirile noastre? Aneca. Sunt o femeie de 21 de ani, vârstă calculată în felul meu cu percepția mea asupra timpului. Sunt înaltă, am 1,90 și am părul lung, blond, roșcat și ochii albaștri deschiși. M-am născut în orașul Toleca, de pe insula cu același nume, cea mai mare masă terestră de pe planeta Temer, prima planetă a sistemului solar Taygeta Sadiclea, Tau-19, Tau-19b, din constelația cunoscută sub numele de Pleiade, M45. Pleiadele este un grup de stele care se află la 440 de ani lumină de Pământ și, spre deosebire de ceea ce dictează știința terestră, este perfect capabil să susțină viața și civilizațiile avansate. Toleca, după cum poate fi dat cel mai bun nume fonetic, este capitala și centrul științei, industriei, culturii, artei și puterii. Temer este o planetă acvatică tropicală, aproape de Taygeta, cu un soare mai blând decât al tău. Menține practic aceleași condiții climatice pe întreaga planetă, cu excepția faptului că este mai rece la poli, unde are mici straturi de gheață. Nu are continente, așa că este practic tot un ocean, cu nenumărate insule mici, unde Toleca este cea mai mare, cam de dimensiunea Noii Zeelande. Am crescut la mică distanță de mare, unde doar o mică pădure de palmieri cu pământ nisipos despărțea oceanul de spatele casei mele rotunde. De la o vârstă foarte fragedă, am avut mereu sete de cunoaștere și explorare, în special de spațiu. Ori de câte ori nu mă jucam cu prietenii sau eram singură, aproape întotdeauna singură, mă dedicam studierii tuturor materiilor care puteau să-mi cadă în mâini. Și după o sesiune lungă pe aceste subiecte, mă plimbam pe plajă, reflectând la tot ce am învățat. Dintre toate aceste subiecte, cel care m-a intrigat cel mai mult a fost întotdeauna explorarea spațiului, înțelegerea și comunicarea cu specii ciudate și civilizații departe de mine, mereu cu o nevoie profundă de a înțelege cum trăiau, cum arătau și cum vedeau și înțelegeau ei lumea, universul, totul pentru a lărgi propria înțelegere în general. În Temer, în căsuța mea de lângă plajă, am trăit o viață simplă. Ca civilizație cu nivelul nostru tehnologic, total interstelar și de mult timp, Taygeta tinde să meargă spre simplu, apreciind lucrurile făcute de mână, handmade, și arta. Revenind la valorile de altădată, unde tehnologia era făcută pentru a servi oamenii și nu pentru a face viața lor mai complicată și mai dificilă. Într-un loc în care poți copia orice obiect care ai nevoie într-o mașină de replicare, în câteva secunde, lucrurile realizate manual au o valoare extremă, deoarece păstrează și reprezintă o bucată de viață și conștiință a creatorului lor. Iar asta respectăm foarte mult. În civilizația mea nu folosim bani, nici măcar nu avem economie. Tot ce ai nevoie, ai și ești liber să iei dacă vrei mai mult, pentru că este destul.
Nimeni nu ia mai mult decât are nevoie, deoarece este conștient că dacă ai prea multe lucruri sau prea mult din ceva, acel ceva va începe să te aibe. Nu are rost să acumulezi ceva. Dacă ai prea multă mâncare, se va strica. Dacă ai prea multe articole, te vor inunda. În orice caz, este o alegere validă pe care o pot face oamenii. Nu există suprapopulare, iar energia este curată și liberă, în mare parte din reactoarele piramidale punct zero. Într-o civilizație ca a mea, în care toate nevoile tale sunt acoperite, ai mult timp liber și liniște sufletească, deoarece viața ta este stabilă. Aceasta promovează creșterea internă a sufletului, minții, conștiinței și cunoașterii. Mintea ta creativă este la cel mai înalt nivel și tot ce vrei este să te minunezi, să explorezi și să afli mai multe. Tocmai din acest motiv, din nevoia de a mă extinde, de a explora și de a afla mai multe, la vârsta de 17 ani, m-am alăturat echipajului unei mari nave interstelare, care avea să vină pe Pământ, pentru a explora și a se documenta de o civilizație în curs de dezvoltare pe care oamenii mei o investigase continuu mult timp. Pe drum, nava mea s-a oprit la singura colonie taigetiană din afara sistemului stelar Pleiade, planeta Sindriel, care orbitează gigantul portocaliu Aldebaran, deoarece se află mai mult sau mai puțin în cale, fiind la doar 65,3 ani lumină distanță de Pământ. A fost prima dată când am pus piciorul pe o altă planetă, ciudată și foarte diferită de temerul meu natal. După fascinanta oprire la Aldebaran Sindriel, am ajuns în sfârșit pe orbita Pământului, în mai 2016, unde, datorită abilităților mele lingvistice pământene, m-am alăturat unui grup de lucru cu un proiect interesant, fiind unul dintre primii care au contactat oamenii prin infiltrarea în cultura lor și societatea care folosește internetul uman în încercarea de a spune: bună, suntem aici, semănăm cu tine și suntem prieteni și rude. Proiectul a fost denumit pe bună dreptate primul contact și a fost de asemenea destinat să evalueze și să înțeleagă măsura în care masa populației Pământului este pregătită și receptivă la existența și comunicarea directă cu alte culturi de pe alte planete. Când proiectul s-a încheiat în același an, m-am dedicat înțelegerii culturii Pământului, învățând noi limbi pământene și ajutându-mi oamenii de la bordul navei în orice sarcină aș putea. În 2018, 2 ani mai târziu, am fost numită parte în cadrul echipei dedicate culegerii tuturor informațiilor despre ceea ce se întâmplă pe Pământ, sarcină care mi-a oferit o înțelegere clară și globală a tuturor problemelor legate de planetă, natura și istoria ei. Deoarece cea mai mare flotă taigeteană s-a întors acasă, lăsând o singură navă, această navă, care reprezintă poporul taigetean, în 2019 am fost numită lider al echipei care colectează informațiile și le procesează. Este echivalentul taigetean comparativ cu al unei organizații de informații pământene și acolo sunt de atunci. Toate informațiile despre ceea ce se întâmplă pe Pământ trec pe la mine, le procesez și apoi le transmit liderilor mei de la bord și de asemenea trimit informațiile înapoi acasă în Taigeta Temer, orașul Toleca. Drept urmare, am un punct de vedere unic accesului la informații care vine de pe toată planeta folosind multe fluxuri de informații, inclusiv cooperarea cu diferiți oameni cu care vorbesc din diverse locuri și organizații de pe Pământ. În timpuri liber, îmi place să dansez, să fac exerciții fizice, să alerg, să înot și să fac niște antrenament cu greutăți, precum și să merg cu bicicleta, un sport adoptat de pe Pământ, de care mă bucur foarte mult. Deși am spațiu foarte limitat la bordul acestei nave, am o pistă adaptată și rudimentară în interior, unde folosesc coridoarele de serviciu. Mișcarea mă menține în formă și fericită. Îmi place să vorbesc cu prietenii mei de pe Pământ, să împărtășesc viața lor și a mea online. Vreau să ajut, să împărtășesc cu oamenilor de pe Pământ istoria noastră, a poporului meu, că existăm, pentru că înțeleg pe deplin mentalitatea de negare pe care o au majoritatea oamenilor, fiind atât de controlați mental de mass media și de oamenii care sunt la putere, care o controlează. Nu vor să dezvăluie niciodată că așa zișii extraterestri există, cu atât mai puțin că arată ca tine, pentru că atunci își vor pierde puterea pe măsură ce minciunile lor se prăbușesc. Întrebări de la Claudia, fata care își oferă vocea pentru Aneca în videoclipuri. Claudia întreabă: cum îți asimilezi experiența personală în războiul
care se trăiește și munca de mare sprijin pe care o faci de pe orbită pentru umanitate. Aneca răspunde: pentru mine, ca și pentru alți câțiva oameni de la bord, a fost o experiență foarte puternică, pentru că au ieșit la iveală adevăruri care ne-au afectat foarte mult personal și colectiv aici, deoarece asta ne-a implicat să ne dăm seama că există Matrix și aici, doar că este la un alt nivel, dar este la fel. Diferit de ceea ce am fost făcuți să credem înainte de a veni aici, că oamenii trebuiau salvați din Matrix pentru a fi liberi. Și în realitate este să ne dăm seama că așa cum oamenii de pe pământ trebuie să se trezească la adevărul lor acolo în care trăiesc, și noi suntem în procesul nostru de trezire aici. Deci, da, a fost o lovitură puternică să ne dăm seama că și noi suntem controlați în același mod ca pe pământ, dar altfel, fără bani și cu mai multe libertăți, dar tot în cadrul unei structuri de credință pe care trebuie să o realizăm și să o transcendem, ceea ce nu este ușor. Claudia întreabă din nou: fiind o femeie dintr-o rasă foarte emoțională, ai putea să ne împărtășești ceea ce ți se pare util pentru a face diferența între starea de șoc care ne caracterizează pe noi oamenii și ce sunt emoțiile pure? Aneca răspunde: luând drept emoții pure pe cele care par să răsară fără sens, îți voi spune că toate înseamnă ceva. Fie că sunt cele care te umple de dragoste și sentimente de bucurie și integrare, cum ar fi ceea ce caută sufletul tău, dar și emoțiile negative care indică clar că ceea ce declanșează în tine nu este acceptat de ființa ta. Vă spun că, din punctul meu de vedere, nu separ emoțiile de cele care apar automat și cele care înseamnă ceva, pentru că toate înseamnă ceva. Nu le respinge, pentru că o emoție puternică pe care o reprimați va ieși la iveală mai târziu sau va deveni un declanșator emoțional care vă va face rău mai târziu. Fiind cu emoția ta pe deplin, lăsând-o să continue și să exprime în ființa ta, fie ea bună sau rea, dar în acest caz mai mult decât orice cele rele. Așa se face că acea emoție negativă începe să se dizolve, pentru că în procesul de acceptare o transmutăm în ceva mai pozitiv. Amintește-ți că la ceea ce reziști, persistă. Așa că nu respinge cum te simți, ci observă și întreabă-te de ce mă simt așa. Analizează-te fără să te întreb dacă este bine sau rău, doar pentru că te simți așa. Acceptă-te complet, cu emoții și cu toate, cu orice. Amintiți-vă că pe pământ emoțiile sunt foarte dezaprobate. Se dorește să fie suprimate ca ceva enervant, negativ, când ele sunt ghidul sufletului tău, busola ta. Iar emoțiile nu ar trebui niciodată descalificate, în favoarea logicii. Încercați să nu le echilibrați pe amândouă, ci să le integrați, emoțiile și logica. Abordând emoțiile noastre logic și punându-ne la îndoială logica, folosind emoțiile noastre în același timp. Un alt aspect este că avem tendința de a ne complica prea mult viața. Cheia este în simplificare, mai ales în lucrurile pe care nu le dorim, dar trebuie să le facem. Claudia întreabă din nou: cum sau în ce fel afectează starea ta emoțională munca pe care o faci cu umanitatea și cu tine însuți? Aneca răspunde: tot ce se întâmplă mă afectează foarte mult. Nu numai să văd cum abuzează de oameni în general, ci și de prietenii mei în special, pe cei pe care îi cunosc și cu care interacționez, dar și mă afectează atunci când văd cum ceea ce am spus este interpretat greșit și distorsionat munca mea pe care o fac. Da, mă afectează pentru că foarte mult, pentru că împărtășesc totul din inimă și sunt luată în permanență ca inexistentă, de parcă aceste cuvinte au apărut din neant. Mă afectează să văd cum și cu datele în fața lor, oamenii preferă să nu vadă ce se întâmplă, să rămână mai bine cu ceea ce este acceptat, ce este confortabil. Știu că ești obosit și epuizat de atâta muncă și doar supraviețuiești și nu mai vrei lovituri emoționale, dar nu vezi că trezirea înseamnă a reduce suferința în care te regăsești și să o experimentezi. Deci da, intru în perioade de frustrare care duc la depresie, dar le accept. Un alt factor puternic de impact emoțional este trăirea pe o navă. Deși sună mare la exterior, de 1734 de metri lungime, în interior nu este totul locuibil și se simte foarte mic, ca și cum ai trăi toată viața într-o singură clădire, într-un mediu artificial și steril, în care nimic nu este natural, nici măcar gravitația. Da, avem un parc verde în interior, dar este mic. Afectează faptul că nu știm cât vom mai rămâne aici, dar chiar și așa, continui să ajut
Cu toată dragostea. Dar asta este numai pentru cei care prețuiesc și ascultă aceste informații. Salut! Sunt Aneca Dentemer, sunt aici cu oamenii mei. Noi suntem taigitienii. Salutări și toată dragostea mea tuturor. De aici, de pe nava Toleca, TPT-001, pe orbita joasă a Pământului. Final de articol. Acum voi continua cu câteva mulțumiri aduse Anecăi din partea unor urmăritori ai acestei dezvăluiri taigetiene zvaruniene. Și încep cu Eva Carolina și JMV. Dragă Aneca, deși în aceste momente nu putem evita să simțim durere și tristețe generate de vestea pierderii tale, datorită ție suntem conștienți de acest proces inevitabil al ființei tale, prin care devine ceva mai mult. Devii ceva mai mult, mai mare, transcende. Îți mulțumim pentru tot ce ai împărtășit cu noi, pentru prezența ta caldă și iubitoare, pentru empatia, generozitatea, pentru munca ta neobosită, pentru dăruirea și perseverența ta. Datorită ție, vom continua înainte, cu și mai multă forță, împreună cu întreaga familie taigetiană și zvaruniană. Și noi toți vom continua să transcendem, transcendând cu acea dragoste, sentiment, curaj și pasiune care definește esența ființei noastre. Suntem echipa de pe pământ, nu mai suntem pantofii rupți. Suntem acei pantofi cu luminițe cu care ți-a plăcut ție să dansezi și vom dansa cu tine în noi până la sfârșit. Un sfârșit care nu există ca atare, pentru că nu este altceva decât un nou început. Suntem suma de conștiințe într-o armată puternică și curajoasă care nu va renunța. Nu ai plecat, Aneca. Frecvența ta este integrată în ființa mea, așa cum este și în cea a tuturor acelor semințe care s-au alăturat cu iubire, afecțiune și sentiment. Tu continui cu noi toți, iar noi cu tine, toți împreună, creând o conștiință superioară, căreia îi aparține deja prin natură, dar pe care am uitat-o. Te iubim, Anechita, la fel și pe prietenii noștri de acolo de sus. Îți mulțumim infinit pentru tot, îți mulțumim pentru că ne-ai condus și ne-ai inspirat. Îți mulțumim pentru frumoasa ta prietenie. Eva Calorina și JMV. Bent. Salut, numele meu este Bent și sunt din Norvegia. Îmi împrumut vocea lui Dolcalel pentru videoclipurile agenției cosmice în care vorbește. Dragă Aneca, am fost foarte întristat când am aflat de moartea ta, deși observasem că lipsești din ce în ce mai mult din videoclipuri. Îmi amintesc într-unul din primele videoclipuri că ai spus că ai venit aici ca tânăr cadet, pentru ca să fie aproape de fratele tău, Dorcalel. Dar de atunci ai făcut atât de multe lucruri și ai devenit unul dintre contactele principale pentru noi aici pe Pământ. Prin tine am învățat multe despre tehnologie, viață, galaxie, sănătate, cum să fii o persoană bună și multe, multe altele. M-am simțit atât de împuternicit când ai vorbit despre noi aici pe continent și a trebuit să râd puțin când ai spus că ai experimentat vertigini privind Pământul de pe fereastra cabinei tale. Am fost îngrozit când am văzut că ai făcut raportul despre ceea ce nu poate fi menționat aici, injectările. Îți mulțumesc pentru tot. La revedere, dragă Aneca. Îți transmit dragostea mea oriunde te-ai afla acum. Îmi va fi dor de tine. Poate că drumurile noastre se vor încrucișa din nou. Așa sper. Mulțumiri, Bent. Victor Vargas. Bună, prieteni care sunteți adepți ai dezvăluirii taigetiene și zvaruniene. Pentru mine a fost o veste tristă când Robert și Gosia ne-au povestit despre Aneca. Speram să o avem mai mult timp cu noi. Știm că a făcut o muncă importantă de informații și că a căutat întotdeauna cel mai mare beneficiu pentru semințele stelare. Așadar, Aneca, îți mulțumesc în numele tuturor, celor care căutăm să ne extindem conștiința. Îți mulțumim că ai acordat tot timpul tău pentru a răspunde la întrebările noastre și întotdeauna cu un simț al umorului foarte bun. Ești un mare comunicator. Îți mulțumim de aici, din America Latină, de la canalele de Otro Mundo și Somos La Fuente și sperăm să ne vedem într-o zi. O îmbrățișare, dragă prietena Aneca, Victor Vargas. Doctor Alejandro, aș dori să exprim tuturor rudelor și prietenilor Anecăi, mai ales tovarășilor ei de pe nava Toleca, pierderea enormă pe care moartea unei ființe de lumină ca ea a reprezentat-o pentru mine, de aici vă trimit toată dragostea mea.
Nu am nicio idee despre modul în care durerea este gestionată după moartea unei persoane dragi de către alte civilizații, așa că o pot exprima doar așa cum o facem aici, pe a treia planetă a Soarelui 13. Sentimentele pe care le voi exprima sunt doar ale mele, dar sunt total convins că multe mii de ființe care locuiesc pe această planetă ciudată, indiferent de starea lor, simt ceva foarte asemănător. Știu că spiritul nemuritor al lui Aneca s-a alăturat sursei și că se simte în pace și că dorința ei cea mai intimă este să nu suferim, căci pierderea ei este sigură. Dar doar corpul ei fizic a dispărut. Dar chiar și așa, moartea ei ne-a lipsit de compania, de sprijin, energie și iubire a cuiva care a fost în viață o femeie foarte frumoasă, de doar 23 de ani, dar cu o putere și determinarea unui colos. Toți sunteți special și toți suntem valoroși, dar după părerea mea, Aneca a reprezentat cel mai bun rol din întreaga rasă taigetiană. A cunoscut mai bine spiritul oamenilor, lupta și distrugerea lor, dar și capacitatea noastră de a iubi, de a crea lucruri frumoase cu mâinile noastre sau de a compune melodii frumoase. Și chiar cunoscându-ne perfect defectele foarte grave, ne-a iubit, ne-a tratat ca pe nimeni altcineva. Inima ei îi bătea în sincron cu a noastră. Ea a preluat cauza pământeană ca a ei, până în punctul în care și-a dat viața pentru noi. Nu vreau să o transform într-o martiră, dar dacă s-a îmbolnăvit și a murit, a făcut-o pentru noi. A murit de tristețe și de neputință. Ea a lucrat neobosit pentru a crea împreună cu alți colegi un plan pentru a ieși din situația noastră actuală de suferință și durere. Un plan care nu încălca niciuna din legile acelei ignorante federații galactice, care și-a arogat dreptul de a decide că ar trebui să continuăm să fim un experiment, fără a ține cont de sentimentele și dorințele tuturor celor care populăm această planetă. A fost un plan perfect, proiect conceput în timpuri, conținuturi și mijloace. Un plan minunat care ar fi permis omenirii să se alăture comunității planetelor ca un nou membru. Este adevărat că civilizația noastră ar avea nevoie să fim multă vreme mână în mână cu rase empatice care ne pot învăța să trăim în pace și să nu dăunăm frumoasei noastre planete Gaia și să prosperăm spiritual în fața tuturor ființelor pentru a câștiga dreptul de a împărți Universul. Când Gosia ne-a spus că proiectul ei a fost respins de federație, ne-am simțit frustrați, triști, impotenți și cred că boala Anecăi a început în acea zi. A fost atât de important pentru ea să îmbunătățească viețile tuturor ființelor de pe această planetă, încât a pus-o înaintea propriei ei sănătăți. Cu toate acestea, prefer să-mi amintesc că s-a bucurat de un dans nebun pe pământ numit Shuffle, care îi plăcea atât de mult. Aneca era o războinică, poate o războinică fără sabie, dar cele mai grele bătălii sunt adesea purtate în întâlniri cu autorități absolut goarbe și lipsite de sentimente. În anii petrecuți pe orbită, în jurul planetei noastre, ea a făcut tot ce a putut pentru a ne proteja și și-a luat o greutate prea mare, pentru care nu a avea nicio obligație să și-o asume. Cu toată smerenia și respectul, o rog pe regina Taigetei să dea ordin să o onoreze cu onorile pe care le merită și să pună în cel mai frumos loc din Temer o placă care să amintească generațiilor viitoare de gradul ei de angajament, al absenței egoismului și a iubirii de care este capabilă o ființă de lumină precum Aneca, pentru a servi drept exemplu de inspirație pentru generațiile viitoare. Pe pământ îi întoarcem toată iubirea, dorindu-i să se odihnească în pace, dar cunoscându-i sufletul de războinic, cred că va sta puțin la sursă și în curând se va întrupa din nou pentru a continua să facă bine acolo unde se află. Cu toată dragostea mea, Alejandro. Claudia. Prietene Aneca, este inevitabil pentru mine să nu simt durere cu vestea plecării tale. Oriunde te afla acum, vreau doar să-ți exprim cât de mult prețuiesc fiecare cuvânt pe care le-ai împărtășit cu noi. Întotdeauna, din adâncul inimii tale, cu extinderea infinită a conștiinței tale și cu o simplitate impecabilă, a fost o onoare pentru mine să-mi împrumut vocea în a-ți transmite înțelepciunea, experiențele, râsetele și alte momente care vor rămâne de neuitat în inima mea. Îți mulțumesc că ai fost o busolă în mijlocul furtunii
în mijlocul furtunilor și pentru munca ta neobosită care ne-a susținut în desenarea hărții noastre. Te îmbrățișez cu mult drag, Claudia. Darius. Eu sunt Darius, polonez de la Agenția Cosmică și anul acesta am pierdut câțiva membri ai familiei mele. Dar, sincer, pierderea Anecăi este cea care m-a lovit cel mai tare. Aneca, mulțumesc mult pentru tot sprijinul pe care l-ai sacrificat, literalmente, pentru oamenii Pământului, la fel ca Zvarul Nou. Dar asta nu este sfârșitul, este doar un dans nebun al eternității. Ne-ai făcut mai buni, Aneca. Acum simt doar respect, nu tristețe. Îți mulțumesc, Darius. Nico, sora Aneca. Condolanțe tuturor celor dragi, ne este dor de tine, curajul, angajamentul, pasiunea, speranța și dragostea ta pentru a ajuta oamenii expuși sunt dincolo de cuvinte, ceea ce tu și echipajul ați făcut pentru noi toți. Vei ajunge în eternitate pentru acțiunile tale, ai adus speranță, putere și viață pentru mulți. Ne pare atât de rău că a trebuit să pleci, erai tânără, dar ai făcut ceea ce ai făcut din cauza cine ești. Acum te odihnești până te vei răspândi și îți vei întinde aripile larg și te vei ridica din nou la luptă glorioasă. Ne vom aminti de tine mereu. Îți dorim o bună călătorie până data viitoare când ne revedem. Mike Flyer. Bună ziua, mă numesc Mike Flyer. Aș dori să transmit profundele mele condoleanțe familiei lui Aneca de Temer, care a murit după o boală prelungită sâmbătă, 5 noiembrie 2022, fratelui ei, Dor Kal-El, și întregului echipaj al navei Toleca, care în prezent orbitează în jurul Pământului. Simt durerea și tristețea foarte profundă acum a Gosiei și a lui Robert, care au fost în contact cu Aneca și Aziz Varu aproape zilnic timp de peste 4 ani. Acum aceasta este o pierdere devastatoare și emoțională a unei prietene și colege drage. Adepților canalului Agenției Cosmice YouTube le lipsește inteligența și înțelepciunea Anecăi, dar mai ales dragostea ei pentru umanitate. Ea ne dădea tuturor atât de mulți ani din timpul și energia ei pentru a ne ajuta să ne înțelegem pe noi înșine și planeta noastră și locul nostru în Univers. Aneca, trecerea ta a lăsat o gaură în toate viețile noastre și vei fi mereu iubită și amintită pentru totdeauna. Trecere în siguranță în următoarea ta viață și destinație. Cu drag, Mike Flyer. Dale Harder. Bună ziua, dragii mei, prieteni și adepți ai Gosiei, ai lui Robert și ai Cosmic Agency. Mulți dintre voi mă cunoașteți, iar pentru cei care nu mă știu, numele meu de pe pământ este Dale Harder. Confirmat ca sămânță pleiadiană și avatar și am lucrat cu Zvaru și Aneca de la bordul Toleca, navă spațială acum pe orbită în jurul Pământului, așa cum probabil cei mai mulți dintre voi știți până acum că draga mea soră și prietena Aneca a murit. Știu că este greu de crezut ca un taigitian de densitatea a 5 ani cele din urmă să plece. Aneca avea doar 23 de ani și atât de dedicată muncii ei. Ea a refuzat să-și ia timp pentru a intra într-un pod medical pentru vindecare, deoarece ar fi interferat cu efortul ei de a ajuta umanitatea. Aneca a fost o adevărată războinică și de neclintit în lupta pentru eliberarea Pământului de tiranie și control. Ea a murit în timp ce era la post, dându-și literalmente viața pentru întreaga umanitate. Mă întristez cu întregul echipaj al navei Toleca și cu prințesa Alenin, cum o altă lumină strălucitoare a dispărut din universul nostru. Aneca, îmi va fi dor de tine și tuturor taidicetienilor și Gosiei. Vă cer doar să vă amintiți de ea cu drag, cu dragoste și lumină, urându-i bine oriunde s-ar afla acum. Rămân fidel ca slujitor familiei mele taidicetiene și misiunii mele de a elibera umanitatea, iubirea mea și cele mai bune urări tuturor. Dale Harder. Gosia. Aneca, ai fost una dintre cele mai bune prietene ale mele în toți acești ani, alături de Zvaru de Era și Iazi de asemenea, Atena Zvaru, dar tu ai fost cea constantă, ai fost mereu acolo, mereu cu atitudinea ta foarte puternică și foarte inteligentă știind totul, informându-ne de toate și cu simțul umorului tău, cu personalitatea ta atât de veselă de multe ori, dar și cu spiritul puțin mai jos când au sosit vremuri mai grele. Îmi va lipsi prezența ta și compania ta, îmi va lipsi foarte mult. Nu pot să cred că nu mai ești.
având grijă de mine, fiind acolo să mă anunți despre lucruri noaptea sau să-mi ceri să vorbim despre orice altceva, fiind mereu acolo disponibilă. Ne va lipsi inteligența ta, simpatia ta și complexitatea ta enigmatică, cum ar spune Dale Harder. Îmi amintesc, el a spus odată că ești foarte transparentă și sociabilă, dar există și un nivel de mister în tine, că ești o femeie misterioasă și îmi va fi dor de a nu putea să explorez acele subiecte și să știu acele bogății din interior, chiar și mai mult, nu doar prin vehiculul lui Aneca de Temer. Tocmai că știu că ești acolo și frecvența ta este aproape. Sunt sigură că așa este și că ne vom întâlni și ne vom revedea. Îți mulțumesc foarte mult încă o dată. De fapt, când spun mulțumesc foarte mult, îmi exprim ceea ce simt cu adevărat. Dar, ei bine, aici nu există telepatie, cu atât mai puțin prin intermediul camerei. Iar pentru asta am doar cuvintele și îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai făcut, ai fost și pentru tot ce ești, prietena mea, Aneca. Salutări și multă dragoste. Adio. Final de videoclip.